Bună dimineața și bun găsit la Observator! Concurs cu repetiție pentru șefia Spitalului Grand. După prima încercare eșuată de ocupare a funcției de manager al Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din Eforie Nord, Ministerul Sănătății a reluat procedura de concurs. Problemele organizatorice nu au lipsit însă nici de această dată. Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției de manager a fost programată pentru 5 februarie ora 11, numai că se pare nici de această dată nu au fost întrunite condițiile necesare desfășurării concursului, motiv pentru care proba scrisă a fost amânată pentru mai bine de 2 ore. Nu, pentru că sunt niște probleme de organizare. La 1 și 2, cam așa. Interesant este și faptul că aceiași candidați s-au înscris la concurs și în decembrie, dar și acum, numai că din doi a rămas doar unul. Pentru postul de manager al Spitalului Grand s-au înscris în cursă doctorii Adriana Clipa și Anatolie Eugen Covaleov, însă până la urmă la concurs s-a prezentat doar cel din urmă. Inițial au fost doi candidați înscriși și unul s-a retras pe parcurs. Mai bine zis, acum 4-5 zile, nu știu exact. Din ce motive? Motive strict personale. Fiind în directa subordonare a Ministerului Sănătății, concursul pentru șefia Spitalului Grand a fost organizat direct de la centru, însă organizatorii nu au dorit să comenteze problemele apărute pentru a doua oară la desemnarea managerului Grand. Am dori să ne dați o poziție oficială, o declarație telefonică despre... Nu vă dau asemenea lucruri, îmi cer scuze, nu vă supărați, avem birou de presă... Însă nici reprezentanții Departamentului de Relații Publice nu au putut fi contactați. De la șeful comisiei de concurs am aflat că totuși proba scrisă a avut loc chiar și în lipsa unui reprezentant al Consiliului Local, dar că ministerul ar fi dat undă verde chiar și așa. Este legală această procedură? Este cu acceptul Ministerului Sănătății. Am întrebat și noi juristul și ne-a spus. Și atunci ne-a ținut. Mai departe, dacă va fi validat, nu va fi validat. Adică noi ne-am făcut datorie. Așadar, chiar dacă examenul a avut loc, este posibil ca ministerul să-l invalideze, iar concursul pentru șefia Grand să se reia. O descoperire excepțională, veche de aproape jumătate de veac, nu este pusă în valoare și mai mult decât atât, este lăsată în paragină. Vorbim despre bisericuțele din calcar, care formează ansamblul rupestru de la Murfatlar. Se degradează, iar pereții se exfoliază cu fiecare zi care trece și, din păcate, autoritățile nu fac niciun efort ca să se schimbe situația. Ansamblul s-ar putea transforma într-un adevărat loc de pelerinaj pentru turiști și ar duce bani frumoși la bugetul local. În iunie 1957 a fost descoperită prima chilie, a urmat apoi alte 7, o parte dintre ele având însă rolul de bisericuțe. Aici este, acesta este altarul, vedeți masa altarului în spate. Toate aceste elemente care le putem observa aici erau obișnuite pentru construcțiile bisericești din perioada aceea. Este un monument, să spunem, de epocă creștină timpurie. Vorbim despre secolele 9, 10, chiar și 11, o parte. Perioada în care, în zona aceasta, existau mai multe grupuri de călugări care și-au săpat în muntele acesta de cretă, datorită faptului că este foarte moale, atât lăcașurile de cult, propriu-zise, bisericuțele, dar și chilii. Valoarea ansamblului este dată de inscripțiile din pereții construcțiilor. Unii au spus că ar fi printre primele scrieri din limba română, alții au găsit inflexiuni germanice. Iată, este vorba despre o figură umană, un sfânt. Nu putem spune exact care este dintre ei, dar oricum, în mod schematic, este redată figura unui sfânt. Aici este posibil să avem un Iisus Hristos în postură de orantă, adică atunci când binecuvântează comunitatea creștină. În ciuda faptului că de la un an la altul banii alocați pentru acest monument au fost tot mai puțini, cercetările au continuat și au scos la iveală noi elemente ale acelor vremuri. De-a lungul timpului, cercetările au scos la iveală nu doar construcțiile bisericuțelor, ci și multe alte lucruri interesante. Locuințe de suprafață, chilii, cum sunt cele pe care le vedeți, fragmente ceramice, dar și schelete umane sau de animale. Cu timpul însă toate au început să se degradeze. Primele lucrări de restaurare au fost demarate destul de târziu, prin anii 70, când deja o parte dintre locuințele descoperite dispăruseră.
Pentru protejarea monumentului s-a ridicat o construcție masivă din beton și mai mult decât atât, proiectanții au prevăzut chiar și căi de acces de vizitare. Din păcate, banii s-au terminat, construcția nu a mai fost finalizată, cât despre căile de acces s-a renunțat cel puțin deocamdată și la ele. Elementele care au dus la această situație sunt complexe. Pe de o parte, lipsa de finanțare din partea autorităților centrale, dar și locale, a condus la degradarea construcției de protecție și a monumentului în sine. Trebuie să amintesc faptul neapărat că acest complex are nevoie neapărat de o consolidare, de o conservare, de lucrări ample de conservare. Deteriorarea situlului s-a accentuat însă și mai tare din cauza factorilor climatici. Soluția pentru salvarea ansamblului este introducerea lui în circuitul turistic. Pentru asta este nevoie însă de o investiție de 2 milioane de euro. Are doar 10 luni și este cel mai nou și mai tânăr angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Constanța. Mara, câinele de urmă adus la malul mării la sfârșitul săptămânii trecute, a devenit deja nu doar cel mai bun prieten al pompierilor militari, ci mai ales atracția detașamentului. După ce își va încheia perioada de acomodare și dresaj, Mara va trebui să salveze vieți omenești. Încă de când a sosit la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Mara a și început perioada de acomodare. S-a apropiat cel mai mult de instructor, dar s-a împrietenit și cu ceilalți militari. Răspunde deja la primele comenzi și pare că este pe drumul cel bun. Până acum a trebuit să se adapteze cu nouul mediu. Acolo a fost singur într-o cușcă, mă rog, și nu a fost învățată cu oameni, cu alți căței, cu să fie liber. Suntem împreună de 2 săptămâni și sunt niște legături făcute, formate între noi doi. Mara este un ciobănesc german adus de la centrul Ministerului de Interne, de la Sibiu. Și tot acolo va ajunge la începutul anului viitor, când va începe perioada de dresaj. Până anul viitor, în martie, când va pleca la Sibiu, ea va avea un program de socializare și de inițiere cu instructorul ei. Va trebui să răspundă tuturor comenzilor acestuia. Ulterior, când va ajunge la Sibiu, va fi antrenată exclusiv pentru depistarea victimelor prinse sub dărâmături, atât persoane vii cât și persoane decedate. La final va susține niște teste, iar dacă le va promova, va intra direct în operativ, adică vom folosi la toate intervențiile unde va fi nevoie de căutare și salvare de persoane. Odată ajuns aici, Mara va avea o misiune extrem de dificilă, dar și foarte importantă. Va trebui să descopere eventuale victime vii sau decedate de sub dărâmături. Cele 3 luni de la Sibiu, ea va fi antrenată să depisteze mirosul părului uman, că numai așa le poate depista victimele sub dărâmături. Întrucât părul uman are un miros specific, diferit total de orice alt miros. Până când va pleca însă la Sibiu, Mara va trebui să facă fața antrenamentelor, la care va fi supusă de către pompierii militari constanțeni. Mai exact, va avea câte 2 ședințe pe zi, a câte 3 ore fiecare. Reprezentanții inspectoratului sunt convinși că Mara va trece testele, iar de la anul va deveni un pion principal pentru unitate. Atenție, constanțenii, Radet anunță întreruperea apei și a căldurii astăzi, între orele 6-18. Această măsură este necesară pentru eliminarea unei defecțiuni apărute. Vor fi afectați locuitorii din zona Casa de Cultură Icil, mai exact abonații din punctele termice 59, 74 și 75. Observatorul Dimineții se încheie aici. Eu sunt Corina Costache și vă mulțumesc pentru atenție. Așteptăm sugestii pe pagina de Facebook Observator Constanța. Nu uitați, ne puteți urmări și live pe site-ul nostru www.antena1constanța.ro. La 10:55, Iulia și Răzvan vă așteaptă cu subiecte inedite la emisiunea Fii Antenă. Eu vă dau întâlnire cu un nou grupaj informativ la ora 16. Să aveți parte de o zi frumoasă. La revedere!
așa cum sunt. Sunt în inima ta, asta e adresa mea. Și nu încerc chirie, îmi cer doar dragostea. Și e, oh, e loc pentru amândoi. Eu te iubesc că doi. Eu te iubesc doar.